International Physics Olympiad, the first place of women, of girls. I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Dankeschön, bitteschön, Frau García Pérez. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Dankeschön, Dankeschön. Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Cealaltă Capitală. Iată că am început întâlnirea noastră cu un filmuleț ce a devenit deja viral pe internet. Asta pentru că, după cum ați văzut, este vorba de o declarație a unui europarlamentar polonez ce nu prea face cinste doamnelor și vorbim astăzi despre doamne, despre feminitate și dăruire cu doamna Liliana Marioara Mihacea, este președintea Asociației Femeilor din Județul Alba. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență. Vom vorbi despre un eveniment ce va avea loc chiar de Ziua Femeii, pe data de 8 martie, miercuri, la Casa de Cultură a Studenților. Însă până să ajungem acolo, pentru că am început așa cu acest video din Parlamentul European, aș vrea să comentăm puțin reacția domnului europarlamentar. E clar, o discriminare față de femei și nu e normal în anul în care suntem să se întâmple așa ceva. Cu normalitatea, mai mult sau mai puțin probabil, pentru că din punct de vedere al mișcărilor feministe din întreaga lume și din Europa, noi am ajuns la concluzia, prin statisticile care sunt acum, că egalitatea de gen va fi eradicată total peste 1700, peste 170 de ani. 170? Da. Mai trebuie să 176 de ani, mai exact. Așa s-a stabilit prin statistici că există premizele ca atunci, într-adevăr, la nivel mondial să nu mai există această disparitate în ce privește genul. Acum, de asta zic că este mai mult sau mai puțin probabil ca în acest an, la nivel european, să se întâmple acest lucru. Tocmai de asta noi facem aceste mișcări, aceste acțiuni pentru a arăta rolul femeii în societatea actuală. Am înțeles. Da, să sperăm că nu va mai avea parte de astfel de declarații în perioada imediat următoare, deși părerile sunt împărțite ca de fiecare dată. În județul Alba, femeile sunt bine privite, cam peste tot, în toate domeniile. Mie așa îmi place să cred și cred că și dumneavoastră și asociația pe care o reprezentați vi se datorează în mare parte, pentru că organizați tot felul de evenimente, tot felul de conferințe, acțiuni care, iată, mai mișcă ceva în mentalitatea oamenilor și asta este de bine. Anul trecut a fost un an încărcat cu astfel de evenimente. Chiar spre finalul anului ați avut un eveniment tocmai pentru a stopa violența asupra femeilor, pentru că există multe acte de violență și există multe femei care, din păcate, nu prea fac nimic atunci când se află într-o astfel de situație, fie din rușine, fie din frică, sunt o mulțime de alte motive. Aș vrea să ne spuneți așa în câteva linii mari despre evenimentele, acțiunile pe care le-ați organizat până acum, după care vorbim despre un eveniment foarte frumos ce stă să vină peste doar două zile. Da, este foarte greu să vorbești despre violența domestică. Este foarte greu să vorbești pentru că te adresezi atât soțului, atât bărbatului, cât și femeii. Hai să nu folosim soț, pentru că nu toată lumea în societatea de astăzi a trecut printr-o căsătorie. Sunt și cupluri care sunt fără să fi trecută prin forma legală. Și atunci vorbim despre bărbat și femeie în relație domestică, în relație de parteneri de viață.
Este o problemă pentru că societatea noastră consideră că suntem atât de bine la capitolul ăsta, încât nu are rost să mai vorbim despre așa ceva. Mie mi s-a întâmplat, cel puțin acțiunile pe care noi am început să le facem, de fiecare dată când am făcut pasul către autoritățile publice, acum nu aș vrea să dau nume, că nu contează, atât femei cât și bărbați care erau în instituțiile respective, ziceau, bine, dar la noi nu se întâmplă. Și cu toate astea, pot să vă dau un exemplu care a apărut în mass media în ianuarie 2015 în Sebeș, un tânăr și-a omorât concubina în fața doi copii, aveau doi copii, unul de 3 ani, unul de 2 ani, și aceștia și-a omorât-o undeva pe la 4 dimineața din gelozie. Nu contează scuzele. În momentul în care ai devenit un criminal, nu cred că mai contează scuzele. Contează că ai luat o viață. Și sunt convinsă că acel bărbat, după ce a trecut prin acel episod, regretă foarte mult. Pot să vă spun că la evenimentul dedicat stopării violenței în familie, pe care l-am făcut în Sebeș pe 8 decembrie în 2016, anul trecut, am avut surpriza, vorbind despre acest caz, ca la eveniment să fie chiar educatoarea băiețelului din acea familie sau din acel parteneriat, că nu erau soț și soție. Și a început să ne povestească că băiețelul respectiv a venit la grădiniță și a început să le povestească celorlalți copii cum se folosește toporul ca să-și ciopărcești mama. Dumnezeule. Ceea ce este foarte, foarte grav. Deci, dincolo de ceea ce societatea vrea să arate, că întotdeauna când vorbim despre noi, încercăm să ne arătăm părțile frumoase, părțile deosebite pe care le avem. Este normal, pentru că asta este în ființa umană, să scoatem și să arătăm celorlalți părțile bune ale noastre. Dincolo de asta, există și situații în care în spatele ușilor închise se întâmplă lucruri groaznice. Și la acel eveniment cu privire la stoparea violenței împotriva familiei, noi am prezentat un film al Asociației Necuvinte. Acest film se numește Aripi Frânte, în care sunt prezentate 4 doamne care au devenit ele criminale și au omorât agresorul. Tot așa, nu contează contextul în care s-a întâmplat. Contează, ceea ce contează este concluzia care am tras-o în momentul în care s-a terminat acel documentar, acel filmuleț, că acele femei, nici după ce au ajuns după gratii, erau în închisoare, că tot documentarul s-a desfășurat în penitenciare, acele femei, în loc să spună, da, îmi pare rău, am aflat târziu că aș fi putut să apelez la 112, aș fi putut să apelez la părinți, aș fi putut, deși s-au ascuns, au spus clar că s-au ascuns de părinți, s-au ascuns de cei care ar fi putut să-i ajute, că ar fi, acele femei declară, nu știu nici acum cum aș fi putut să scap, ceea ce este foarte grav și de asta ar trebui să facem la nivel de școli, să facem prevenție, să mergem acolo unde sunt oameni în formare, în licee, și să pregătim tânăra generație pe toate aspectele, atât din punct de vedere legal, ce legi îi protejează? Ce trebuie să facă dacă sunt în astfel de situații? Cum să se raporteze la relațiile lor de cuplu? Ce să accepte și ce să nu accepte? Care sunt limitele pe care le pot cei doi stabili în căsnicia lor sau în parteneriatul lor? Pentru că cu siguranță te trezești într-o astfel de situație și nu știi cum să acționezi sau cum să scapi de acolo. Sigur, chiar și da. În exemplu pe care ne le-ați dat, cu siguranță au mai fost episoade violente până la nefericitul eveniment. Da, și ani de zile au fost. Deci, iată. Da, ani de zile. Era o doamnă care avea 60 și ceva de ani, după 31 de ani de căsnicie, și-a omorât soțul. Dar să revenim. Deci de ce vorbim de prevenție? Deci odată legalitatea, deci cum se pot apăra, care este legea, care le poate apăra, care sunt instituțiile care pot să le sprijină, unde pot apela dacă le este rușine de familie. Eu cred că fiecare dintre noi nici nu ne imaginăm că ni se poate întâmpla așa ceva. Iar când te trezești în astfel de situații, începi să spui fart, începi să spui ca să nu se vadă. Plus că la acel eveniment a fost doamna Carmen Georgian de la Inspectoratul Județean de Poliție și povestea că sunt și bărbați care știu unde să dea să nu se vadă. Și mai sunt și situații în care
este psihologic. Ele sunt supuse unui tratament psihologic de scăderea a stimei de sine, încât chiar dacă nu le bate, dacă ele nu mai au încredere în propria persoană, atunci nu pot să meargă mai departe sau rămân undeva ca într-o buclă. Nu? Se supun cumva. Dar nu-i numai că se supun, dar se schimbă. Și atunci nici randamentul la muncă, nici randamentul în familie nu mai este același, nici starea ei de bine, da, și apar alte probleme. Acum, să ne întoarcem la prevenție. Pe lângă toate acestea, trebuie neapărat să le înarmăm pe tinele femei cu arma cea mai simplă și cea mai la îndemână pe care statul român le oferă, certificatul de absolvire a studiilor obligatorii. Deci în momentul în care tu ai terminat școala, deja poți să-ți întemeieze familie, poți să intri într-un parteneriat. Dacă tu nu te lupți ca tu să ai un statut care să-ți dea dreptul, oricând ai nevoie să poți să te duci la un serviciu, să poți să-ți câștigi propria ta existență, să nu depinzi de nimeni, să poți tu să o iei de la capăt. Nu spun că trebuie să te pregătești ca pentru luptă, Doamne ferește, nici nu îmi plac femeile care, sau nu sunt de acord cu femeile care încep o luptă războinică, cot la cot cu bărbații, la servici sau pe unde sunt ele. Trebuie să ne exprimăm feminitatea, de asta este nevoie și punem în lumină aceste femei prin evenimentele noastre, pentru a arăta că noi, prin intervenția noastră, acolo unde suntem, la locul de muncă și în societate, noi aducem echilibru și armonie. Asta încercăm noi să... La urmă, aceasta este misiunea asociației noastre, da, da. Cam asta legat de acțiunile noastre de prevenție, deci ceea ce noi ne dorim să facem pentru județul Alba, de a ajunge la liceele din județ și de a sta de vorbă cu tinerele fete, viitoare femei, în a le pregăti pentru viața lor de după 18 ani. Să știe să aleagă sau alegerile pe care le fac, să le facă în cunoștință de cauză. Nu să zică, a, dar n-am știut cum ar fi trebuit să fac. Este prea târziu când spui, nu am știut cum ar fi trebuit să fac, pentru că regreți ce s-a întâmplat. Da, pentru că ești într-o etapă a bilanțului, a unor acțiuni care au dus la niște rezultate care nu ți sunt de dorit. Și nu le-ai fi dorit. Și dacă stăteai un pic și era cineva care reușea să te canalizeze pe o cale în care tu să poți să ai armele proprii, atunci poate că ai fi fost salvată. Și la prevenție acțiunile sunt mult mai mici. După ce s-a întâmplat, atunci și statul intervine. Să, de exemplu, dacă respectiva, deci s-a întâmplat o crimă, atunci persoana care a făcut crima intră în pușcărie, trebuie susținută financiar de statul român și este o altă cheltuială mult mai mare decât cea de prevenție și de a discuta la nivel de liceuri, la nivel de școli, chiar și școli mai mici. Chiar până la 14 ani este totuși o vârstă potrivită să discuți de așa ceva și să nu credeți că statutul social, că în ceea ce privește educația te poate salva. Aceste lucruri se întâmplă, așa spune unul, s-au făcut statistici în care violența domestică se întâmplă indiferent de condiție socială, indiferent de statutul social, indiferent de rasă, indiferent de naționalitate, se întâmplă peste tot și oriunde. Și iată, pentru asta meritați toate felicitările noastre, pentru că vă implicați și încercați să schimbați ceva și să ajungă mesajul acolo unde trebuie. Și chiar mă gândeam acum, dacă sunt printre telespectatorile noastre doamne sau tinere care au întrebări sau care poate au, eu știu, o problemă și le puteți fi de ajutor, știți unde să le îndrumați să meargă sau să apeleze în problema pe care o au, pot să apeleze la asociația noastră. Noi avem sediu în Sebeș. Pot să dau adresa? Sigur, nu e nicio problemă. Strada Cântarului numărul 3. De asemenea, în orice caz, în orice situație, pot să apeleze la 112. Deci acest telefon toată lumea îl știe. Deci nu trebuie să memoreze alte tipuri de telefoane sau alte numere de telefoane până când fac acel număr de telefon să... E prea târziu. Da, sau să treacă și să nu mai aibă curajul să vorbească despre problema lor. Deci important este primul și în primul rând să anunțe. După care, de la Inspectoratul de Poliție, o să vină și spre noi informarea și noi o să preluăm de acolo.
Sunteți o luptătoare și iată, reușiți să luptați într-o lume a bărbaților pentru toate femeile din jur, care au probleme. Pentru cele care au nevoie, știți? Da. Că cele care nu au nevoie, cele care au reușit, au armele proprii, nu mai au nevoie de noi și ne bucurăm foarte mult și de asta și apreciem și vrem neapărat să punem în lumină toate femeile din județ, cele pe care noi le cunoaștem, că nu putem să spunem că deținem un adevăr absolut. Și să punem lumină pe acțiunile lor, pe influența lor asupra societății noastre, modul în care ele, nu numai că încearcă, că am vrut să spun încearcă, nu este suficient, modul în care reușesc să schimbe lumea din jurul lor. Și așa cum ați spus, această gală a premiilor Feminitate și Dăruire a început în 2013, noi suntem acum la a treia ediție. Suntem o asociație. De ce spunem suntem la a treia ediție, deși am început în 2013, nu am făcut în fiecare an, nu pentru că n-ar fi fost femei, ci pentru că și la noi sunt situații în care ani mai buni financiari, ani mai sărăcuți financiari. Și atunci încercăm, atunci când avem resurse, să facem un lucru frumos. Dacă nu avem suficiente resurse, atunci preferăm să facem ceva mai micuț, dar totuși să facem. Când fiecare an am făcut cât un eveniment aceste de o martie. Aceste resurse vin din sprijinul sponsorilor, al partenerilor, vă autofinanțați? Vin din partea sponsorilor. Cel mai mult. Noi deocamdată nu avem activități constante care să aducă venituri. Ne-am concentrat pe activități cu impact masiv asupra populației din județ, din zona noastră. Tocmai pentru a schimba mentalitatea, pentru că acolo încercăm noi să ne poziționăm, în schimbarea mentalității cu privire la poziția femeii, la ceea ce înseamnă femeia în societate. După atâția ani de activitate, simțiți un progres în această... Da, să știți. Chiar și după primul an, în momentul în care am avut primul an de doamne de excelență, am văzut în jurul meu femei care... Poate că înainte nu erau atâta de hotărâte în a se exprima, în a-și arăta acțiunile, în a-și contura acțiunile și a le face să se împlinească. După primul an am văzut, v-am spus, deci efectiv am avut o mare și plăcută surpriză că aceste femei își iau destinul și hotărăsc să lupte și să arate că ele pot, indiferent care sunt piedicile pe care le întâlnesc. Așa am făcut anul trecut evenimentul Fă Rai din Ce Ai, tocmai pentru asta, pentru a sărbători femeile care fac rai din ce au. Nu importă cât de mult ești sprijinită, nu importă dacă găsești resurse financiare foarte mari sau mai micuțe, dacă tu ai putut să faci din resursele pe care le-ai avut, să faci o minune, este extraordinar. Și de asta zic, am văzut că se schimbă și am văzut că dacă ele sunt mai curajoase, înseamnă că noi am reușit să ne facem misiunea și vom... Asta ne îndeamnă ca să mergem mai departe, că proiectele noastre au efecte de multiplicare, ca să vorbim în termenii proiectelor. Și iată, continua și din acest motiv, gala premiilor Feminitate și Dăruire ajunge în acest an la cea de-a treia ediție, va avea loc miercuri, însă până să vedem ce se va întâmpla miercuri acolo, începând cu ora 17, aș vrea să ne vorbiți puțin despre edițiile trecute. Cum a fost? A fost foarte frumos. Deci, din punctul nostru de vedere, a fost nemaipomenit. Am căutat niște femei deosebite din județ și au ajuns să fie premiate. Chiar recent vorbeam despre Ioana Bogățean, pe care noi o admirăm foarte mult pentru toată activitatea pe care o are și în special pentru Festivalul Povești din Alba Iulia, Festivalul de Teatru. Este nemaipomenit acest festival de teatru pentru tot ceea ce înseamnă iubitor de cultură din județul Alba. Pentru că locuind în județul nostru, noi nu avem un teatru de stat. Că suntem un județ mai micuț, nu avem istorie în așa ceva. A apărut trupa Skepsis, care este, nu știu în ce măsură este susținută financiar de instituțiile statului. Este și iată că reușește să suplinească lipsa unui teatru destul de bine. Dar în 2013, nu știu, nu știu exact situația lor de atunci. Ei, și atunci am zis, faptul că a venit Ioana Bucățean cu Festivalul Povești din Alba Iulia, și în acel festival se aduceau piese de teatru din toată țara și erau propuneri și internaționale.
ceea ce era nemaipomenit, la un preț foarte mic, să reușești să te duci la un spectacol de teatru, o săptămână întreagă, nu la un spectacol de teatru, la o săptămână întreagă de festival de teatru, dans, poezie, că era totul într-unul, este nemaipomenit pentru județul nostru. Și de asta am considerat că Ioana Bogățean este o femeie, de exemplu, o femeie model pentru, așa e, pentru județul nostru, având în vedere și faptul că noi am un pic am devansat ceea ce s-a întâmplat la nivel european și la nivel internațional pe mapa mond, la nivel de lume, în ce privește mișcările feministe. Din 2015 se sărbătorește, până în 2030, de 8 martie, se sărbătorește Femeia la Muncă. Noi am început din 2013 și am sărbătorit Femeia la Muncă. Deci Ioana Bogățean, pentru activitățile ei, prin munca ei, profesionale, da, am sărbătorit-o. Am sărbătorit-o pe doamna Rodica Porumb, care are asociația Alba Afroda și care a pornit activități la nivel de județ în ce privesc satele și comunele de promovare a culturii la nivel de sat și de comună, ceea ce iarăși nemaipomenit. O doamnă de model pentru comunitatea noastră, care merge la mentalitate, care ajută oamenii să-și repună în valoare tradițiile și să le scoată din dulap, să scuturile haine prăfuite și să le pună din nou în valoare, tocmai în această Uniune Europeană, unde ne diferențiem prin ceea ce avem noi tradițional. Și noi suntem un plus în Uniunea Europeană prin aceste lucruri, prin esența ceva noastră. Mai special. E unic. Prin esența noastră. Ce se întâmplă, da. Doamna Postescu a fost, Maria Postescu este o scriitoare din Sebeș, care a trecut prin experiența cancerului. Noi am promovat această doamnă scriitoare tocmai pentru această experiență pe care ea a transpus-o în scris. Este o carte nemaipomenită, cartea ei. Orice persoană care trece printr-o astfel de experiență, da, care trece printr-o astfel de experiență, citind cartea ei, prinde curaj și poate să-și ducă să se regăsească în carte, să-și regăsească toate trăirile și să zică, da, nu sunt singură sau nu sunt singur. Mai sunt și alte persoane care au trecut prin așa ceva, trebuie să am nădejde și să merg mai departe. De asta am considerat că este un model pentru județul nostru. De asemenea, doamna Adriana Haber, nu știu în ce măsură telespectatorii dumneavoastră își mai aduce aminte de dânsa, dânsa a fondat corul din Sebeș. Cu acel cor din Sebeș a câștigat și înainte de 89 premii la nivel de țară, dar și după 89 ne-a reprezentat la nivel european. A fost la festivaluri dedicate corului, muzici corale, în Italia și Spania, unde a câștigat marele premiu. În 2012 câștigase marele premiu în Italia. Deci este nemaipomenită. Tocmai în Italia, muzică, da, să merge în Italia, unde toată lumea cântă, de la cel mai mic la cel mai în vârstă, oamenii sunt născuți cu muzica așa, cred că de când sunt concepuți au muzica în jurul lor și în ființa lor, și să mergi acolo și să câștigi marele premiu, mie mi se pare că este nemaipomenit pentru ceea ce înseamnă Sebeș, ceea ce înseamnă județul Alba, și să câștigi acolo, să se spună despre tine, uite, noi, tu reprezinți acea zonă. A fost o reprezentare deosebită pentru noi. Am avut anul trecut, acum ca să trec, sigur, ne-am luat cu poveștile și nu știu în ce măsură mai avem timp. Sigur, este. Ca să trec la anul 2014, în anul 2014 am avut-o pe Jenny Voina, doamnă de excelență. Jenny Voina este purtătoarea cântecului popular în sensul că este scriitoarea versurilor din cântecele populare a majorităților sau a celor mai mari nume de muzică populară din Ardeal. Dacă vorbim de Mariana Deac, dacă vorbim de unul dintre cei mai mari cântăreți ai României, care a și fost declarat domn de excelență, domnul Furduiancu, deci Nicolae Furduiancu,
și foarte mulți alții, este o listă întreagă de cântăreți. Care au cântece celebre, da, din muzica, da, populară românească. Ea le scrie versurile, exact, și este, se regăsește ființa românului, se regăsește în versurile cântate de ea, așa, cu dor, cu jale, cu tot ce suntem noi ca popor. Și, bineînțeles, mă refer la zona geografică unde ne aflăm. A fost tot din Sebeș doamna Marieta Constantin, o doamnă care în activitate a fost inginer șef la fabrica de ciorap. A fost primul inginer șef bărbat. Nu bărbat, femeie. Femeie. De-aia am spus bărbat. Pentru că vă dați seama, într-o lume a industriei unde erau bărbați și unde bărbații contau, doamna Marieta, cred că este un pic mai tânără decât acel domn parlamentar, europarlamentar, deci bărbații din acea categorie de vârstă sunt exprimați de acel domn și a reușit să fie apreciată și să fie pusă într-un post de conducere. Ceea ce a fost nemaipomenit pentru ea și pentru toate celelalte femei din acea fabrică. O recunoaștere. După care, în momentul în care s-a pensionat, a fost un moment de clic în viața dânsei, a trecut printr-o experiență destul de grea în ce privește sănătatea și a renăscut prin pictură. Și acum dânsa pictează, a avut mai multe galerii, mai multe expoziții de pictură, printre care una este în pregătire pe 7 martie în Sebeș. Și pictează foarte frumos. Este o plăcere să ai picturile dânsei în casă. Deci mâine, chiar mâine. Da, chiar mâine la Sebeș, la Centrul Cultural Lucian Blaga din Sebeș. Ce să mai spun despre celelalte doamne, cred că ar trebui să mă uit că am da, plecat multe, așa. Doamne, iată, cu activitate frumoasă. Doamna Maria Ilea, trebuie neapărat să vorbesc despre dânsa. Că m-am luat așa cu intrând în povestea doamnelor, am rămas acolo. Doamna Maria Ilea a fost în 2014. Doamna Maria Ilea este sociolog și a pornit o mare luptă pentru tinerii de la țară. Dânsa provine din zona rurală. Fiind copil, a trebuit să meargă 10 km sau poate mai multe de 10 km, trebuia să meargă până la școală. Și a făcut reumatism la inimă, cel puțin așa am înțeles eu din povestea dânsei. Și a rămas cu această problemă toată viața. Și atunci ce s-a gândit dânsa? O să facă pentru copii, pentru copiii de la țară, care trebuie să ajungă la școală, să meargă kilometri întregi până ajunge la școală, o să facă internate. În așa fel încât ei să rămână acolo până sâmbătă sau până vinerea și să se întoarcă la sfârșit de săptămână acasă. Și asta s-a întâmplat la pian. La pianul de jos au făcut acolo, mai precis în comuna pianul de jos, la Strungari, au făcut un campus unde sunt cazați copiii de pe munte. Acești copii au acolo totul asigurat, au mâncare, căldură, toate condițiile și dacă intrați în acel campus, aveți impresia că sunteți undeva în centrul Albei Iulia. Atât de frumos. Această doamnă este directorul Asociației Sprijiniți Copiii, deci chiar mă bucur că găsesc aici notițele. Această Asociație Sprijiniți Copiii a fost fondată în 1995. Doamna Leontina Fărcaș, altă doamnă din 2014, o doamnă care pentru Alba Iulia și pentru județ iarăși este o emblemă. A venit la acel eveniment cu 14 copii pe diferite categorii de vârstă sau fiecare din... De la Mugurași, da, de la Aur, da. Da, și au făcut un spectacol deosebit. Dar gândiți-vă că ea sădește în inima copiilor dragoste pentru cântecul popular. Prin această dăruire cu care se aplacă asupra lor, prin care îi învață cum să cânte, cum să-și poarte hainele, că nu este doar
cântă. Cum să cânți, ci și cum să porți și cum să prezinte, cum să prezinte acele haine, este o persoană care contribuie la ceea ce înseamnă păstrarea identității naționale la noi aici. Și de asta am considerat că este foarte important ca dânsa să fie una din doamnele premiate. O altă doamnă care a fost premiată tot pe acest registru de identitate națională este doamna Sorica Fărcașiu. Doamna Sorica Fărcașiu a fost directorul ansamblului de, numai puțin să vedem cum se numea, mai bine de 50 de ani, ansamblu de dansuri populare din raionul Sebeș, așa a pornit. Dânsa a scos împreună cu Elena Angel, au scos o carte în care sunt prezentate toate dansurile populare din zona noastră, cântecele, strigăturile. Mergem acum, dacă sunteți atentă și mergeți la anunț, o să vedeți că oamenii doar dansează. Dacă observați la televiziune când sunt ansamblurile populare, o să le vedeți că pe lângă faptul că dansează, cei din zona noastră și au strigături. Și bărbații și femeile. Este un dialog între cei doi. Odată bărbatul își spune ceva, formă femeile le dau replica. Este o frumusețe să vezi dansurile noastre populare. Și doamna Sorica, iată, chiar dacă are o vârstă înaintată, știu că și acum se mai ocupă din când în când de un ansamblu din Sebeșel, din de pe Sebeșel. Valea Sebeșului. Da, da, și au venit atunci la evenimentul nostru cu un ansamblu din Sebeșel. Iată, iar o doamnă de apreciat. Da, și ca să încheiem lista din 2014, doamna domnișoara Rodica Lazia este doctor. Eu am cunoscut-o personal pe această domnișoară doctoriță. Ea este neuropsihiatru infantil. Se ocupă de copiii cu probleme din județul nostru. Nu numai că lucrează la un cabinet de stat și este acolo la dispoziția tuturor persoanelor care au nevoie de ea din tot județul, dar și-a încărcat încă timpul, pe lângă acea normă întreagă la acel cabinet, este și directorul centrului Ansberg. În centrul Ansberg sunt foarte mulți copii din tot județul unde vin la terapii. Și terapiile sunt gândite și personalizate pentru fiecare tip de copil, pentru fiecare problemă. Fiecare problemă e diferită de la un copil la altul. Pentru că acești copii au handicapuri, fiecare în felul lui, fie că sunt neuromotor, fie că sunt pe nivel de dezvoltare mentală. Fiecare în felul lui are nevoie de un anumit tip de ajutor structurat. Eu vă spun din prisma unui părinte care a trecut printr-o astfel de experiență, am un băiețel cu handicap și am fost total nepregătită. Toate școlile mele pe care le-am avut, că nu, de-a lungul vieții am învățat foarte mult, nu m-au ajutat ca să pot să fiu o mamă potrivită pentru copilul meu. Dar în doctoriza Lazia am găsit persoana potrivită care a știut exact cum să-mi conducă terapiile copilului și nu numai că le-a ghidat foarte bine, dar a strâns pe lângă, deci am văzut acest lucru în centrul Ansberg, a strâns pe lângă dânsa foarte mulți specialiști care pot să ajute în dezvoltarea copiilor. Și de asta am și considerat că este potrivită pentru a fi doamnă de excelență. Iată, doamne, de care poate am auzit, poate nu, dar prin intermediul acestor evenimente pe care le organizați, le faceți activitatea vizibilă și este foarte important acest lucru, pentru că sunt modele de viață pentru multe dintre noi sau pentru mulți dintre noi. Iată, modele de tărie și un exemplu că se poate, poți să faci lucruri bune oriunde te-ai afla și în orice domeniu ai activa. Un astfel de eveniment veți organiza și miercuri. Am tot spus de el încă de la începutul emisiunii. Iată că ați reușit să ajungeți la cea de-a treia ediție, deși a fost o pauză așa din 2014 până în prezent. Însă, miercuri de la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților vor fi premiate 7 doamne, dacă nu mă înșel.
Da, așa este. La șase categorii sunt doamne care fac parte din șase categorii diferite. Acum, bineînțeles, nu o să putem spune despre ce doamne este vorba. Vor afla telespectatorii noștri și cei care vor alege să fie acolo în sală miercuri de la 5 după amiază. O să spunem doar domeniile la care vor fi premiate fiecare doamnă. Poziții de top management, instituțiile statului, președinți de asociații, manageri de proiect, mame de copii sau asistent maternal cu inițiativă, femei de afaceri, doctorițe cu inițiative sociale și scriitoare. Cum ați ales aceste domenii? Pentru că și aici mi se pare dificil. Ne-am gândit cum să facem în așa fel încât să avem reprezentativitate la nivel de județ. Este foarte greu să faci un astfel de lucru, pentru că, cu siguranță, sunt persoane pe care nu le-ai întâlnit și care, deși fac lucruri deosebite, s-ar putea chiar să le neglijezi pentru că nu au fost în sfera ta de activitate sau nu te-ai întâlnit direct cu ele. Și atunci am trimis scrisori din partea asociației la mai multe doamne din județ care noi am considerat că au întâlnit în activitatea lor persoane cu influență, persoane importante. Și ni s-au aceste doamne, la care cărora le-am trimis scrisori, le-am solicitat să ne spună în domeniul lor de activitate, ce femei au considerat dânsele că le-au impresionat prin activitatea lor. Și așa am strâns o listă de doamne deosebite din județul nostru, iar această listă de doamne deosebite am zis, bun, hai să vedem acum ce le leagă pe aceste doamne. Și am încercat să le împărțim pe ceea ce ele au comun. Și am ajuns la această categorie, la acest... Această clasificare, șase categorii. După care am dat start vot și urmează să... Nici noi nu știm încă. Pentru că am vrut, pentru că am vrut să lăsăm o surpriză, să fie o surpriză pentru toată lumea. De ce considerăm că nu este atât de important cine va lua premiu? Pentru că toate doamnele care sunt în listă, toate sunt importante. Fiecare la locul ei reușește să schimbe lumea din jurul lor, prin munca lor. Deci tocmai asta, revenim la acel slogan pe care Ziua Internațională a Femeii la nivel mondial l-a adoptat, lumea, femeia schimbă lumea prin activitatea ei. Și atunci am zis, chiar nu contează, ne bucurăm pentru fiecare dintre ele, că le cunoaștem, ne bucurăm pentru fiecare, că ne-au dat voie să fim parte din viața lor și să le apreciem munca. Și vrem neapărat ca ele să fie văzute, să fie văzute în acest context, ca femei speciale, femei care schimbă lumea. De asta nici nu cred că este importantă lista. Este importantă pentru fiecare în momentul în care va primi premiu, pentru că va pleca cu un trofeu. Și trofeele sunt minunate. Nilia a făcut... îmi pare rău că nu ne-ați adus un trofeu să-l vedem astăzi, dar Nilia a făcut... concepția artistică a fost a artistului plastic Ana Maria Ariciu, este de aici, din Alba Iulia. Eu am întâlnit-o și am fost profund impresionată de ceea ce iese din mâna ei. Și când i-am văzut aceste doamne, că o să vedeți că sunt niște doamne din bibelou, atât de frumoase și atât de românești, am zis, nu se poate, trebuie să fie trofeul nostru și va fi trofeul nostru, cu ea vom lucra de acum încolo, în fiecare an când vom face astfel de manifestări. Sunt diferite trofee, diferite. Da, și sunt personalizate, așa. Fiecare este făcut, i-am și zis artistei, îți dau mână liberă, te rog frumos să faci așa cum îți vine și cum te inspiră acel material din mâna ta, așa să iese lucrul respectiv. Ce frumos, de fapt, sunt foarte curioși. Da, pentru foarte frumoase. Și sunt convinsă că acele doamne care vor primi premiile noastre vor considera premiile noastre ceva deosebit. Așa li s-a întâmplat până acum. Am uitat să spun de doamna Elena Angel, care a fost în 2013 doamnă de excelență. Eu am admirat această femeie de-a lungul timpului prin tot ceea ce a făcut ea legat de Festivalul Blaga și nu numai că și-a adus contribuția la Festivalul Blaga, dar a făcut tot ce s-a putut ca Casa Memorială Lucian Blaga să devină într-adevăr Casa Memorială. Ceea ce este acum este datorită ei.
Și faptul că am cunoscut-o pentru noi a fost o surpriză, nu numai surpriză, a fost nemaipomenit și extraordinar în viața noastră și sunt sigură că oricine este în preajma ei se simte într-o stare de bine și este un model de feminitate pentru județul nostru. Abia aștept să vedem modelele de feminitate pe care ni le propuneți miercuri și cele care vor primi aceste trofee care sunt într-adevăr speciale, diferite. Eu am văzut ceva în fotografie, o să vadă și telespectatorii noștri, de asta vă și invităm și vă recomandăm ca miercuri să fiți acolo de la ora 17. Intrarea este liberă? Da, avem intrarea liberă, avem parteneriat cu Consiliul Județean Alba, cu Centrul Cultural Agustin Băna, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Tocmai pe aceasta s-a bazat acest parteneriat, pentru a avea un moment de stare de bine prin muzică. Este atât de importantă muzica în viața noastră. Am fost recent la un curs de terapie prin muzică și primul lucru care s-a întâmplat acolo a fost să ne invite să ne cântăm muzica sufletului nostru. Am aflat așa că fiecare suflet are muzica lui și de aceea am zis, bun, fiecare suflet are muzica lui, dar hai să căutăm suflete alese, să căutăm un Mozart, să vină un cântec foarte, foarte frumos. Deci o să avem de la muzică clasică la muzică contemporană, quartetul de coarde a județului Alba va fi acolo și ne va încânta. Chiar am vorbit cu domnul dirijor Liviu Cernat puțin mai devreme înainte de a ajunge la dumneavoastră și mi-a spus că o să fie și tango, o să fiu liniștit. Da. Deci așa că doamnele care se regăsesc în muzica de tango sau în muzica de vals... Deci am aflat care este genul dumneavoastră preferat. În general muzica îmi place. Nu pot să spun că... orice tip de muzică mă ajută, mai puțin muzica heavy, deci nu mă regăsesc acolo, dar muzica este importantă pentru mine. Ne face bine tuturor muzica, da. Și iată, mă bucur că se va regăsi în programul pe care îl organizați miercuri începând cu ora 17 și mă gândeam atunci când ne povesteați despre toate aceste doamne minunate, mă gândeam că și dumneavoastră ar trebui să fiți premiată. Mai am de muncă, deci chiar vă rog să nu vă gândiți la premiul, le spun tuturor care vor să mă pună pe premii, mai vreau să muncesc. Eu consider că un premiu de asemenea calibru trebuie să vină după o lungă serie de activități dedicate într-un anumit domeniu. Și ați făcut atât de mult. Da, dar doamnele pe care noi le-am prins în premii sunt acest tip de doamne, care au în spate a nu știu câte ediție de festival de teatru. Deci doamne care, într-adevăr, au demonstrat că încetul cu încetul poți să schimbi lumea din jurul tău. Și de asta zic că nu este încă cazul, mai este timp. Și sper ca Dumnezeu să mă ajute să fiu sănătoasă și să-mi dea prilejul și răgazul să-mi duc la îndeplinire toate planurile pe care le am. Pentru că eu consider că nu contează vârsta care o ai în buletin, contează cât de mari sunt visurile tale și cât de puternic ești tu în a ți le duce la îndeplinire, cât de mult... te concentrezi, să aduni din jurul tău resurse ca acele lucruri să se întâmple. Și sunt convinsă că aveți multe vise și proiecte pentru viitor. V-aș întreba totuși, pentru că nu știu exact, de cât timp sunteți președinte al Asociației Femeilor din Județul Alba? Păi am înființat în 2012. 2012? Nu suntem așa de vechi. E ceva! Nu suntem așa de vechi și această înființare a venit în urma unei colaborări a mele cu Asociația Femeilor din România. Vă spun drept, până în 2012, dacă mi-ar fi spus cineva că eu o să mă ocup de mișcarea feministă, aș fi fost foarte surprinsă de acest lucru. Pentru că, așa cum spun acum, că foarte multe persoane, în momentul în care le vorbim de mișcarea feministă, foarte multe persoane spun, Doamne, dar ce e asta? De ce mai e nevoie de așa ceva în ziua de astăzi? Dar mișcarea feministă este... și a fost un lucru important pentru viața mea ca femeie. Dacă n-ar fi fost alte femei care să se lupte pentru ca eu să am dreptul la proprietate, să am dreptul la propriile venituri,
dacă nu ar fi fost alte femei să luptă ca eu, să am dreptul la educație. Ca eu să pot, dacă nu mă simt bine în relația mea de familie, să divorțez, să pot să am dreptul la copii, ca cei copii ai mei să pot să-i cresc eu, ca să am dreptul să mă exprim civic, să pot să votez, să spun dacă sunt de acord sau nu cu persoanele care vor să mă reprezinte. Pentru că vedeți foarte bine că este foarte important cine te reprezintă și unde te reprezintă. Pentru că depinde chiar existența noastră și ceea ce ni se întâmplă nouă de zi de zi, în momentul în care apare o lege care schimbă destinul. Deci de asta zic că onoarea acelor femei care până în ziua de astăzi, până la mine, au luptat ca noi să avem aceste drepturi și să ni se pară normal că le avem, să ni se pară că nu putem fără ele, da? Că așa simt eu acum și așa simteam eu în 2012, că nu se poate fără ele. Cum adică? Alea nu erau? Dar eu cum aș fi fost dacă nu erau? Și atunci am zis, această zi de 1 martie, cât voi trăi, voi încerca să o dedic acelor femei și să pun în lumină femei care, chiar dacă ele nu conștientizează că fac acest lucru, că sunt convinsă că din lista de doamne pe care noi le avem, niciuna nu se consideră o feministă sau în mișcarea feministă, dar ele asta fac zi de zi. Și atunci este foarte important ceea ce facem și consider că este foarte important. Și ne-ați emoționat așa, da. Puțin și e foarte frumos, foarte frumos ceea ce faceți, foarte frumoasă întreaga activitate. Sunteți o echipă mare în această asociație? Ne mărim! Suntem tot mai mari, pentru că în momentul în care pui problema așa, se regăsesc femeile pe care noi le contactăm, se regăsesc în ceea ce spunem. Că așa am pățit și eu. Și știu că și eu mă regăsesc și nu mai mă consider vinovată, nu mai mă consider, vai că trebuie să explic de ce fac acea acțiune, că peste tot unde mergeam trebuia să explic, dar vă rog frumos, cine participați. Cine cerea atât de multe explicații? Cereau doamnele sau veneau? De ambele părți, mai ales femeile. Mai ales femeile. Interesant. Pentru că nu, deci așa cum v-am spus și eu, spuneam că pentru ce în ziua de astăzi? Dar uite pentru ce europarlamentarul ne-a demonstrat că așa este. Că încă avem, încă mai trebuie să luptăm și problema este că în condițiile economice de acum, în care din punct de vedere financiar, economic, a strategiilor pe care trebuie să le aplici, să le aplice angajatorii, trebuie să le aplice firmele, în cazul în care chiar și femeile care au astfel de firme, deci fiecare trebuie să te adaptezi la piața care este, în așa fel încât să supraviețuiești. Și atunci, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care muncesc, da? Trebuie respectate întocmai, dar trebuie să ai grijă ca să nu faci acea discriminare. Și sunt foarte multe lucruri de discriminat dacă stai să analizezi. Eu am fost la un curs pe discriminare la locul de muncă cu Asociația Femeilor din România, în care am văzut foarte multe tipuri de discriminări la locul de muncă. Și ceea ce pe mine m-a surprins în mod plăcut, pot să spun, a fost în Italia acel curs. În Italia erau sindicatele care plăteau psiholog, plăteau avocat pentru persoana care era în astfel de situație și îl reprezentau. Banii pe care acele sindicate îi aveau, erau de la stat. Deci era, din bugetul Italiei, statul aloca o sumă de bani pentru persoane care erau în astfel de situații. Ceea ce este nemaipomenit, am zis, Doamne, de unde sunt? Mi se părea că eram undeva într-un film din ăsta, SF. În Italia se întâmplă asta? Da, chiar în 2012. Ieri citeam o știre interesantă tot despre Italia, semn că acolo poate lucrurile funcționează puțin altfel în ceea ce privește femeile. Citeam o știre cum că pe data de 1 martie, adică miercuri, toate muzeele din Italia vor avea intrare liberă pentru doamne. Dar aș vrea totuși, da, foarte interesant și foarte plăcut, dar aș vrea să vă spun că acel curs la care eu am fost erau și bărbați discriminați, erau da, servici, și... da, și au fost, deci așa a fost gândit cursul respectiv, cu exemple de cazuri în care au venit, deci pe lângă cei care îi ajutau, deci poliția intervenea în astfel de situații, sindicatele, jurnaliștii, au venit persoanele respective ca să ne expună cazul lor. Și erau și bărbați care au fost discriminați la locul de muncă
pe discriminarea respectivă, pe ce s-a întâmplat iată, acolo. Iată că nici da, domnilor da. Nu e așa ușor. Deci numere. Nu era numai discriminarea de gen acolo, era discriminarea la locul de muncă. Totuși, în activitatea pe care o faceți, ce e cel mai greu? Sau care a fost momentul în care ați simțit că nu e atât de ușor să reprezinți o astfel de asociație? Știți că ce este cel mai greu? Până când îmi dau seama celor care le propun, cât vor să accepte din ceea ce le propun, ca să știu exact ce pot să fac cu dânsii, ce putem face împreună. Asta este partea cea mai grea. După care pot să-mi creionez ce putem face împreună și niciodată nu o să renunț. Dacă mă lasă să fiu 1% dintr-un lucru, n-am să renunț la cel 1%, pentru că este important să se vadă și punctul nostru de vedere. Și mă bucur foarte mult și mulțumesc tuturor care ne ajută și ne sprijină, chiar și cu 1%, chiar și cu 0,5%, pentru că este un sprijin, nu este un refuz. Un refuz. Tot în această idee a vedem partea plină a lucrurilor, toate evenimentele noastre așa au fost constituite, din părți care au fost foarte ușor de realizat și părți care au fost mai dificil de realizat. Dar dumneavoastră știți că întotdeauna cei mai dificil de realizat, după ce ai terminat, zici, wow, uite, ce bine că... Da. Și vreau să vă spun că am pornit în... sărbătorirea zilei de 8 martie, am pornit un eveniment și în Sebeș, în parteneriat cu Primăria Sebeș, cu Centrul Cultural Lucian Blaga din Sebeș, un eveniment tot așa dedicat femeilor, dar acolo avem doamne de succes. Este un pic altfel, deci noi aici premiem feminitatea și dăruirea, acolo sunt alte criterii, ne orientăm pe succesul acelor doamne. Este pusă lumina pe succes. Iar evenimentul va avea loc vineri. Va avea vineri pe 10 martie. 10 martie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Din păcate, timpul curge foarte repede în această emisiune și cu siguranță mai sunt multe vorbe frumoase de spus la adresa doamnelor și la adresa activității pe care o desfășurați. Însă, cum timpul nu ne mai permite, v-aș ruga un mesaj pentru cei de acasă, pentru doamnele de acasă, domnișoarele de acasă, poate în vederea acestui eveniment, poate în vederea activităților viitoare, nu știu, ce simțiți să le transmiteți? Pe 8 martie, în Alba Iulia, sărbătorim realizările femeilor. Vă așteptăm cu drag la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Pentru cei din Sebeș, dacă nu reușiți să ajungeți la Alba Iulia, vă așteptăm vineri, 10 martie, la ora 18, la Sebeș, la Centrul Cultural Lucian Blaga. În Alba Iulia vă așteptăm la ora 17, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Două așa. Zile diferite, miercuri și vineri. Miercuri și vineri. Felicitări și mult succes pentru aceste evenimente. Să fie totul așa cum vă doriți, iar toate doamnele premiate să fie, nu știu, fericite, să păstreze acel trofeu care este special acolo, la loc de cinste, pentru că cu siguranță merită. Felicitări pentru activitate, să o țineți tot așa, iar noi ținem aproape ca să vedem ce mai organizați, ce proiecte mai aveți în desfășurare și la mulți ani pentru 8 martie. La fel, vă vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori de acasă. Noi ne întâlnim și mâine seara de la ora 18 aici din studioul Capital TV Alba. Până atunci, rămâneți pe Capital TV. O seară bună!